Îmi pare rău, da. Da, ascultă-mă. Dacă Leu, mă, Dana, dacă Leu n-a fost capabil să desfășoare o activitate bună, deci ce din punct de vedere? Bună ziua, prieteni! Astăzi ne aflăm la Strehaia. Vedeți turnulețele lui Patroana? Uitați câte turnulețe are, prieteni! Aici locuim noi la Strehaia, vedeți? Aici este liceul. Pentru toți fanii, aici e vila cină lui finul meu. Vedeți, prieteni? Și aici locuiește Patroana. Avem porțile cam dărâmate, dar asta este, o să le... Pe domnișoara Dana. Dana. Deci ești imposibil și aici. Păi, dar ce vrei? Unde te-ai îmbrăcat așa? Serios, unde mergi? Merg la cumpărături și vin dintr-un loc anume. De aceea sunt îmbrăcat așa. Din ce loc anume? Nu merg la cumpărături îmbrăcat așa. Păi, serios, ce cauți tu așa la cumpărături? Păi, pentru că vin de undeva și ce vrei să fac? Doamne, Dumnezeule. Păi, chiar așa? Ești chiar așa? Hai, te rog frumos. Stai să vorbești puțin cu mine. Ce să vorbești? Bună ziua, mătușă! Da. Ce faci, mătușă? Ce? Stai puțin, ea este mătușa mea, sora lui tata, prieten, lui patronul. Ea este mătușa mea și a venit la mine când a auzit ceva că m-am împăcat cu Dana. Păi e bine, te împăcat cu Dana. Păi e bine. Păi uite, ce zice Anca acum, că vezi să nu te audă. Ce face dacă nu... Păi vine și ei, nu se facă cu tine. Nu. Am putea. O, leule, ce faci, mă? De la ciucală vin. Ce faci? Bă, leule. Stau. Ce faci? Stau. O, da, leilor, leilor, ați venit și ce voi. De unde, de unde ați venit? De la ciucală, ce mă tol? Nu vorbește, Ale. Ai divă, ajută. Am venit de la ciucală. Păi e bine că pe casă cu Dana, vin și eu pe acolo. Te-a auzit Anca acum să ceartă cu tine. Ce face Anca? Nu mă ce cu ea. Da? Da. Și te bucuri că m-am împăcat cu Dana, te bucuri? Da, păi e bine și vin și eu pe acolo. Păi vino că Dana e prietena da, ta. Da, e prietena știi? Mea, vin și eu da. Pe acolo. Trebuie să vii măcar. Cum e Dana? E sănătoasă? E sănătoasă, tu, n-a, da. Are nimic. Da, e nimic. Sănătate, sănătate. E bine, ia uitați și pe Iancu și Ianu. Da, ce vrei. Tu o cunoști, o cunoști pe Dana, nu o e problemă. O foarte bine, am da. Mâncat împreună, am băut. Da. La dumneavoastră. Păi e bine, e păcat cu Dana. Foarte da. Bine, foarte bine, doamna luminița, mătușa. Oh, de ce umbli după scandal? Da, păi trebuie timp așa. Nu vrea să se pacă cu tine. Păi nu vrea Anca, nu, nu a zis de multe ori. Auzi, mă, vrea Anca să pace cu mine? Nu. Ha? Uite și le uți. Păi e bine, te păca cu Dana. A vin și eu pe acolo. Da, te așteptăm, mătușă, da. Te așteptăm oricând. Să vin acolo și eu, ia Dana. Am înțeles, la Dana, vin și tu, deci te bucuri. Tu ești singura îmi care bine. Te bucuri. Păi e bine. Așa, acum hai să mergem înăuntru. Unde mergi, lumina? Luați copilacul mic. Ia telefonul lui Patroana. Unde pleci, mătușa, acum pleci? Da, mă duc acasă. Să faci un bagaj de zuică, să-l vindem. Da. Mai treci și pe la noi când mai aveți timp. Când da, mai vin și da, eu pe acasă. Pe acolo, da, vin pe acolo, la Dana. La Dana? Da. Vezi, poate vino. Că să-ți păi cineva care vrea cazare, noi facem. Păi Dana poate știe, că da. Cunoaște oameni. E de la țară. Da, de la țară. Hai să trăiți, domnule. Bine. Sănătate, mulțumim. A căzut, mă. Ce ai făcut? A plecat, mă, tu. Baldei, Baldei, nu vărsa Leonardo. Nu faci nimic. Așa, leuțule. Bă, leule, de ce mergi? De ce l-ai vărsat pe jos? De ce faci așa? Bă, leule, tu de ce faci așa? Nu fac clip. Ai luat telefonul lui patronă? Vezi că l-am pus la încărcat clipul ei. Încarcă? Fă unde e clipul? L-a încărcat ea. De aici pe ăsta, de aici, nu. Da, trebuie să stea la procesare. Da,
Mă, Leule, hai, mă! De unde ai luat mașina aia veche? Să-ți cumpăr una nouă! ATV-ul! Un ATV-ul de ăsta nou să-ți cumpăr, vrei? Mă, hai, cine să mă împinge? Hai, te-ai împinge de tu singur! Stai să te împingem. Hai, așa. Uitați, prieteni, împinge ursul, peleușul. Vedeți? Vedeți? Unde e? Care pozonar? Leule, hai noroc, sănătate, că eu am plecat la București. Gata, mergi și tu, mergi și tu. Păi te lasă, maică ta? Da, mă lasă. Păi hai. Păi hai, hai. Pleci cu mine? Du-te fără bagaj. Nu fac. Păi mergi fără bagaj? Da. Uite, sunt împlăcat. Ești? Da, i-am dat drumul acum, să încarce, să... Vin și eu! Dau cu ATV-ul. Mă, leu-olea, mă. Patroană, mai ai să ne spui ceva? Ce să mai spun, că nu mai am cuvinte de asta. Da, leargă nima, uite, la nici mine. Da, da, da. Bă, românește vorbește, că filmăm. Ale, bă. La cărăfanilor. De duma românesc. La cărăfanilor. Tocără. Fanilor, uitați-o și pe Anca, vine la măritatul. Ia uitați-o și pe Anca. Vine la măritatul tău. Da. Anca, ce mai faci? Vedeți, Anca nu ne bagă în seamă, prieteni. Leuțule! Leule! Cine a pus aici a patroană, Anca? La lui Alin ne-am pus aici din melul ăla. A, lui Alin, nu mie. Să iai, zic că nu mai mănânci carne. Hmm? N-ai zis așa că nu mai mănânci carne. Lasă când o dorești. Vă, mai mergi cu mine sau nu? Când o dorești, din găleată îți dau să mănânci, dacă nu mai mănânci. Nu mănânc patroană, lasă-mă să mănânc. Să mă aștepți, Leo! Bă, Leule, unde te duci? Leo! Leule, unde te duci? Să cumpăr eu mașina. Cumpăr eu mașina asta. Hai, Leule, să mai filmez și eu, să fac un vlog astăzi cu Leuțu de la Strehaia. Cine? L-a legat ursul de... ca să mă plimbe. Hai, ursul! Viteză! Bă, unde te plimbă ursul? Bă, așa te joci tu, Leule. Ha? Hai, viteză mare! Leule, ne dai și nouă un interviu. Da. Știi despre cine? Zi-mi dacă te bucuri sau nu. Mă bucur. Despre Dana. Te bucuri? Da! Ce vii și tu să o vezi? Dana, te bucuri și tu. Hai! Mă, Dana, ce Leule, da. Zi! Mulțumesc, Dana! Să dai un share și un like și un buton la mare și un subscribe! Și hai să mergi și tu la Dana la București, nu mergi? Bă, da! Bă, mergi? Da. Să-l vezi pe Renucu! Bine! A, mergi? Bine. Da, ce faci cu babă ta, cu Anca? Unde te duci, patroană? Să-mi lua Alin aici. Hai! Îi trimesc lua Alin, vezi, bătrân, abia mergi pe stradă.
Ți-i trimis și tu lui Alin. Vezi, Aline, ce patroana. Ce? Îi pare rău de tine la patroana. Uite, spune mâncare. Bă, nu plec, mă, nu plec. Să pun în mașina asta. Să pun în mașina asta. Mă duce joacă-te. Ba da, hai. Nu plânge, că ești băia mare. Stai să pun în mașină, că vine înapoi. Cine? Cailo. Mai bem. Unde e? Pachetul lui Alin, prieten. Aici îl punem în portbagaj. Băi Ioane, Ioane, tu ești prietenul meu. Ce părere ai despre Dana? Păi Dana a fost ca sora mea, m-am înțeles bine cu ea. Păi dacă acum și cu Renata, auzi, Ioane. Și cu Adelina, îmi da, pare bravo. Rău, da? Da, ascultă-mă, Ioane. Dacă Leo, mă, Dana, dacă Leo n-a fost capabil să desfășoare o activitate bună, deci ce din punct de vedere? Ce s-a întâmplat? Spune Dana, te rog. Măi Ioane, eu m-am împăcat cu Dana acum. Îți mulțumesc din suflet. Chiar te rog. Ar trebui să te bucuri, să te bucuri. Mă bucur pentru tine și pentru ea. Că, Doamne, da, ajută, m-am înțeles Ioane, foarte mulțumim. Bine. E ca sora mea. Da, da, Doamne ajută, mulțumim Ioane. Și pentru Nata, mai ales foarte mult ca sora mea. Da, Ioane, am înțeles ideea. Dar deci te bucur pentru mine și pentru Dana, da? Da, da. Foarte bine, Ioane, îți mulțumim. Deci e foarte deci bună părerea sunt, ta. Sunt prea bucuros. Dănuța, vreau ca fratele tău să fie bombă nucleară. Oh, salutare, Ioane. Parcă văd. Da, da. Iuno. Bravo, bravo. Numărul 1. Bravo, Ionule. Dar mergi tu acum să vezi pe Dana, mergi cu mine sau nu? Te las la Pitești. Nu, nu, nu. La Pitești nu. Lasă-mă, te rog. De ce nu vrei să vezi perenul? Da, perenul. Da, da, îmi pare rău de ea. Și de Moasa, și de Renucu, și da, de Barachiu, da. Și de... Câinii noștri, toți pe bune prieteni, câinii noștri. Dănuța, îți mulțumesc din suflet, să ai grijă de tine și de Eminescu. Te rog, Dănuța. Hai, te rog. Por favore. All right. Deci gata, Dănuța, să ai grijă de Eminescu. Zice domnul Ion, îi mulțumim frumos că ține la noi Ion, e prietenul nostru. Îmi pare rău de tine, Dana, te rog. Dar să ai grijă de Eminescu ăsta de lângă mine. Că nu știe să conducă compatibil, ai înțeles, Dana? Că vreau, am spus, vreau profesor. Exact ca mine, profesionist. Pe bune, Dana, te rog. Stop! Salutare, prieteni! Mă vedeți? Astăzi sunt pe câmpie, prieteni. Vedeți? Pe câmpie pentru că vreau să cumpăr un teren. Terenul se află chiar aici, în fața mea. O să vă placă și vouă de el, prieteni. O să vă placă. Stați să vedem. Ia vedeți că acum se vede, vedeți unde sunt căsuțele astea. Doamne, ce iarba de mare aici. Vedeți, prieteni, căsuțele astea sunt aici. Dar terenul, vedeți cum e, cu denivelări, cu... E terenul cam nașpa. Și căsuțele sunt aici, în spatele meu. Vreau să le iau să fac un camping, să fac un restaurant, de fapt. Pentru că dacă mă împac cu Dana criminala, vreau să-i dau ceva de lucru. Vreau să-i dau de lucru, să-i fac o afacere. Și m-am gândit să-i fac această afacere, prieteni, cu căsuțe, vedeți? Cine vrea să vină să doarmă aici, 100 de lei pe noapte, la căsuțe, dar bine, o să fie căsuțele foarte... foarte bine, adică vedeți aici în zona noastră mai este
depozit aici, vedeți? Și aici o să facem noi parcarea cu restaurant, cu tot. Vedeți? O să fie toate astea aici. Dar e pământ prea mult acum, nu știu de ce, din ce cauză. Vă place, prieteni? Hai, dați mesaje. Dați mesaje că acestea sunt căsuțele. Căsuțele ca să ne aducem aminte sau să vă imaginați, prieteni, că suntem la, unde să zic eu, la... Nu la Mamaia, că nu e așa la Mamaia. Cu căsuțele astea suntem la... Nu știu, am uitat. Chiar am uitat. Deci, pe bune, prieteni, am uitat. Vedeți, cu căsuțele astea. O să vi le arăt după aia și în interior. Hai să vi le arăt și în interior acum. Așa, căsuțele astea. Au, Doamne, ce era să cad. Le vedeți în interior, prieteni? Așa sunt, arată în interior căsuțele, dar să fie renovate. O să le renovez. Vedeți? Deci vă place, prieteni? Uitați, căsuța are terasă. Deci da, una. Una e căsuța aia care v-am arătat-o. Asta e a doua. Vedeți? Chiar arată bine, prieteni, pe bune. Vedeți, cu terasă, aici, afară. Deci astea sunt căsuțe și asta e a treia. Asta e a treia, care trebuie să mă bag pe aici. Au, Doamne, ia să vedem pe unde. Prin pălării. Trebuie să mă bag așa prin pălării, prieteni. Vedeți și a treia căsuță. Arată foarte bine, prieteni, vedeți așa cu verdeață. Cu tot ce este normal pe aici. E, vedeți cum e amplasate. Sunt amplasate aici. Sunt la troiță aici. Vedeți, este și o troiță. Dumnezeu să ne ierte. Haideți că arată bine, prieteni. Pe bune arată bine. Arată bine asta. Haideți, prieteni, acum. Vreau să trăiți. Vreau să vă dați cu părerea. Dați mesaje, vă rog să-mi dați mesaje în care să-mi spuneți dacă m-am gândit bine să-i fac o afacere lui Dana. Lui Dana Criminala. Uitați, aici este troița. Deci chiar troița este aici. E troița, prieteni, stați să vedem. Stați să vedem, să mergem să vă arătăm și troița. Unde este? Deci nu, este aici în Pitești. Dar aici este o zonă mai sălbatică, mai cu lac de pescuit, cu asta. Dar încă nu vă arăt lacul acum, prieteni. Uitați și troița. Să ne ierte Dumnezeu. Să ne ierte Dumnezeu, prieteni. Să ne ierte Dumnezeu, prieteni. Vedeți, asta este troița. Vedeți? Asta e troița. Așa arată troița, prieteni, de aici, de la noi. Vedeți? Asta e troița. Așa e, acolo sunt și vacile pe câmp. Vedeți? Uitați și vacile. Le vedeți, prieteni? Acolo sunt vacile. Vedeți, de fapt, se cumpără o fermă. Că cine are pământul aici și căsuțele astea, prieteni, cine are căsuțele și vacile, le are o singură persoană, noi trebuie doar să cumpărăm. Vedeți, prieteni? E zona frumoasă aici, vedeți? Vă place zona? Chiar hai cu mesaje. Astea mesaje de la voi, prieteni. Deci aștept
Da. Vedeți, prieteni, aici este Troița. Normal, Troița, poate mulți dintre voi spun iară că filmez singur, dar ce? Filmez la Troița aici unde am venit. Dacă m-ar vedea mama aici să vadă unde cumpăr teren aici, ia uite. Ia uitați, prieteni. Deci, pe bune, cu căsuțele aici lângă mine. Ce mai vrei de atât? Chiar am găsit o afacere foarte tare în care vreau să o fac. Vreau să-i cumpăr lui Dana să aibă grijă aici de aceste căsuțe. Astea sunt căsuțele și vă face un restaurant în care să se bucure toată lumea din zona de aici. Aici este în zona noastră, prieteni. Este o zonă foarte bună. Uitați, asta e zona noastră. E zona noastră. Acolo sunt oamenii cu vacile. Vedeți? N-am mai mers acum și eu la vaci. Dar o să merg. Aoleu, Doamne. Mamă, mă mușcă câinii. Păza, câine! Păza, câine, păza! Păza! Păza, câine! Păza! 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 Gata! Plecați! Plecați! Vedeți, prieteni, au fugit câinii după mine. Ei, vedeți cum au fugit după mine. Doamne Dumnezeule, cine m-a pus pe mine să vin aici? La câine. Așa sunt câinile de la vaci, cred. Doamne. Uitați, prieteni, vaci. Era să mă muște câine. Da, mă, și eu am crezut că vin pe mine. Uitați vacile, prieteni. Ia. Acum vi le arătăm vacile, vedeți? Astea sunt vacile. De aici, de la căsuțe. Doamne, ce mari sunt. Cred că sunt alea. Cum le cheamă? Vedeți, prieteni, cum arată o vacă la noi? Pe bune, o vacă, vedeți? Că, cred că e Holstein, da? Uitați-o, e Holstein. Oh, vedeți? E vacă Holstein. Vedeți ce vacă? Vedeți ce bună, bă, mă, poate mi-e mașină. Poate intră în mașină, vreți ea. Trăiți. Da, mă, ce bine sunt. Deci chiar bine, prieteni. Chiar vedeți, se arată cum arată de bine. Chiar foarte bine. Foarte frumoase vaci, prieteni. Pe bune. Ați văzut? Mergea una de asta la grătar, bucătare. Bucătare, mergea una la grătar. Pe bune, bucătare, vezi? Mergea una la grătar. Chiar foarte bine. Acum merg după vaci. Merg după vaci să le duc la coteți. Hai să vedem, să vă ducem la coteți, vacilor. Vacile.
6 merge în România, vacile înainte și noi pe stradă, după ele. Vedeți, prieteni, vacile. Vedeți, prieteni, eu sunt, vă pup. Am mers în spatele vacilor. Vedeți, am venit într-o zonă, o zonă lângă Pitești, unde vreau să-mi iau un restaurant, să-mi iau un teren să fac un restaurant, prieteni, și chiar o să fac un restaurant. De ce nu credeți că eu o să fac restaurant? Dați-mi mesaje dacă credeți că voi face restaurant sau nu. Da, prieteni, Am văzut terenul, am văzut căsuțele, am negociat cu oamenii și voi lua acest teren ca Dana să aibă grijă de restaurant și de ceea ce voi face eu aici. Da, prieteni. Vedeți, prieteni. Vedeți? N-are loc să treacă mașinile, nu poate să treacă mașinile de vaci, vedeți? Deci mașinile de vaci nu poate să treacă. Așa, prieteni, să vedem cum trecem acum pe lângă bacinele astea. Să vedem dacă merge să trecem, prieteni. Să nu ne atace bacile acum. Vedeți? Aoleu! Să nu ne atace bacile, prieteni. Au, Doamne! Doamne Dumnezeule, era să mă lovească vaca. Era să mă lovească vaca, frate. Doamne! De unde să-i fac loc acum și lui nenea ăsta din față? Bine, eu sunt de bine că merg pe banda lui. Ia. O iau și eu pe aici acum. Gata, am trecut, prieteni! Dana, stai puțin să vorbim. Pe bine, ce nu vrei să stai să vorbim? Lasă-mă să duc coșul, că mi-am făcut cumpărături. Să duc coșul. Stai, că s-a căzut masca. Mersi.
puțin. Dar unde te duci acum? Ia întoarce puțin și cu fața la noi, ca să te vadă aici prietenii și fanii. Da, îi pup. Păi stai puțin, nu vrei să vorbești cu noi? Cu prietenii o să vorbesc, dar nu cu tine. Nu cu mine? Nu.